Marius, câteva cuvinte despre meci. Te-am întins un picior, dar n-am fost ușor. Da, nu m-am așteptat să joace așa de bine. A început chiar incredibil. Și eu am jucat puțin cam lent și am jucat jocul lui. Și a intrat foarte bine meci. După aceea chiar n-am avut ce să fac. El a jucat, cum spus, fără greșeală. Primul set nici nu mă așteptam să fie așa. Și după aceea, nu știu, acum setul am înțeles că nu poate să respire. Sper să se facă bine. Dacă o ține tot așa în continuare, eu îl văd sus. Cum te simți? Cum crezi turneul de la Arad? Cum îl vezi? E bine. Deci sunt jucători buni, e bine clasat. Eu mă simt bine. Chiar nu mă așteptam să încep așa de greu. Dar și vremea, și mingile, și terenul nu e favorabil pentru mine. Mai ales că este foarte greu. Serviciul nu merge, nu sare mingea, ci totul contra stilului meu de joc, dar trebuie să mă adaptez și sper că în turul 2 să joc din ce în ce mai bine. E și presiunea asta, joci în fața publicului, joci acasă, în fața lor tăi, contează? Da, vă dați seama că contează și încerc să joc cât mai bine și să fac cât mai multe meciuri ca să mă poată vedea și la cât mai multe meciuri. Și asta e o presiune în plus, dar nu pot să dau vina pe asta. Eu sunt un jucător profesionist și trebuie să-mi fac treaba mea oriunde, ori dacă stă acasă, ori în orice altă țară. Poți urca în acest an în topul ăsta? Nu știu. Patrick a jucat foarte bine. Ce s-a întâmplat? Nu știu sincer ce s-a întâmplat. Mă simt foarte rău. N-am prea mai avut niciodată probleme de astea. Îmi simțit că nu prea mai pot să respir, am condus și dintr-o dată n-am mai pus să respir. Nu știu, simțeam că leșim pe teren. Nu știu, trebuie să văd despre ce e vorba, dar sunt mulțumit de cum am jucat până la scorul ăsta. Ce să zic mai mult. Și eu urez succes lui Marius. Nu putem să întrebăm cum te-ai simțit la Arad pentru că ai jucat foarte puțin. Care sunt obiectivele tale totuși pentru acest an? Obiectivele mele sunt să rămân sănătos în primul rând și apoi să fac mai multe puncte ATV, o să continui cu turneele ATP și poate dacă reușesc să ajung în primii 500 la sfârșitul anului ar fi foarte bine. Sper să reușesc asta, dar cel mai important e să joc bine și să rămân sănătos. Îți dorești să continui și în echipa de Cupa Davis? Ai fost cooptat acolo? Da, normal. Fiecare jucător visează să ajungă în Cupa Davis, asta este visul oricărui jucător și sper să ajung acolo ca om de bază în viitor. Puțin știu că ai jucat și cu Tipsarevici la București, adevărat neoficial, dar ai primit foarte multe laude. Cei care te-au văzut au spus că ai jucat extraordinar de bine cu Tipsarevici. Da, a fost un antrenament bun, am avut ocazia să mă antrenesc cu Tipsarevici, cu toți jucătorii, nu numai cu el și mi-a prins foarte bine. Am jucat foarte mult în fiecare zi și se pare că m-a ajutat mult, simt că am progresat, că joc tot mai bine, dar sper să o țin tot așa. Ai un model ca jucător? Model țin cu Rafa Nadal, îmi place, dar îmi plac jucătorii cu stil mai agresiv, gen Tsonga, Berdych, ăștia. Cine crezi că o să câștige Roland Garrosul? Eu zic că Nadal, n-are cine să-l bată pe Nadal anul ăsta, ca niciodată, de altfel.